pentru că suntem puțin mai odihniți și ne-am mai împrospătat firea după o gustare și după puțină odihnă, astăzi putem să analizăm două lucruri simple, folositoare, care stau la îndemâna noastră ca răsplată sau, dacă vreți, ca mărturie din partea cerului că învierea este un act divin și nu un act pământesc. În mormânt stă Dumnezeu, din mormânt înviază Dumnezeu, în mormânt izvorăște lumină dumnezeiască, lumina dumnezeiască umple noaptea Golgotei, iar decorul pentru a fi cât mai frumos, vine și acel înger luminat, trimis din cer, asupra căruia mă voi opri foarte puțin, tocmai pentru a înțelege că acest act al învierii n-ar fi putut fi niciodată convingător dacă nu ar fi avut o mărturie cerească și nu una pământească. În momentul în care apostolii vin pe rând, Petru și Ioan, și văd mormântul gol, vin mironosițele care vin de dis de dimineață, îl și văd pe înger, dar tremură, se tem în sine și nu spun nimic, și văd mormântul gol, și apoi se îndoiesc, și avem mărturia clară la Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, că pe când veneau dis de dimineață la mormânt să ungă trupul lui Hristos cu miruri, să completeze îmbălsămarea, Iisus a stat în fața lor și le-a zis, pace vouă, bucurați-vă. În clipa aceea, femeile mironosițe s-au închinat până la pământ, i-au cuprins picioarele și le-au sărutat. Care este fenomenul cel mai interesant care se petrece în acea viziune și în acea realitate a lucrurilor în fața femeilor mironosițe? Cum reacționează o fire femeiască când vede răni, sânge, cangrenă, puroaie și loc infectat? Are o reacție, deci, de atenție, de mirare. Iată că mironosițele, în momentul când cuprind cu toată sinceritatea picioarele lui Hristos și le sărută, ele nu mai au cuie. Nu mai sunt semnele nici în mâini, nici în coastă, nici în picioare. Și o să vă întrebați de ce am pus întrebarea sau ideea din punctul acesta de vedere. Pentru a înțelege că noi, după înviere, întotdeauna sărbătorim câteva evenimente, și anume, înălțarea la 40 de zile și, în același timp, la 50 de zile, cincizecimea. Ce face Hristos în tot acest timp? Stă pe scaun cu Tatăl, toate, umplându-le ca acela ce e necuprins. Și una din problemele fundamentale care stau la baza învierii este aceasta. Ce fel de trup avea Iisus după înviere? Avea trup îndumnezeit, cu puterea calității prin aseitatea de Dumnezeu de a se arăta în chip mistic și văzut și de a se ascunde în chip mistic și nevăzut. Deci, întâi, chiar în ziua spre seară, și vom vedea la momentul respectiv, mergând pe drumul acela la satul Emaus, apare ca un om oarecare străin care se miră și el de ce sunt cei doi triști, și când ajunge la casa lor, cum era obiceiul iudaic, și se pune o cănuță de vin și o bucată de pâine, în momentul când trebuie binecuvântată masa ca să mănânce, Hristos binecuvintează și dispare. Vă dați seama care a fost mirarea celor doi? Atunci când a văzut că străinul cu care au stat de vorbă era Dumnezeu. S-au speriat? Nu. S-au întors cu mare bucurie în Ierusalim. Ne întoarcem la mormânt și reluăm problema de aici. Același Dumnezeu, același Hristos de după înviere, fără semne, fără cuie, fără răni în picioare, fără coasta spartă din care curge sânge, pentru că cel care a făcut prima dată liturghie în începuturile, în zorile creștinismului, a fost sutașul care a spart cu sulița în coastă. Deci când facem proscomidia, noi înțepăm Sfântul Trup pe cetea Iisus Hristos nica scoasă frumos în pătrățel și spunem și unul din ostași cu sulița în coastă am pus și punem în potir și spunem și a curs sânge și apă. Așa începe Euharistia în creștinism. Ei, vedeți?
Euharistia este dată oamenilor să o facă și nu oricărui om, ci celui care merită, căci după ce sparge coasta Mântuitorului și curge sânge și apă, botez și Euharistie, creștinism prin spălare de păcate și sfințenie prin lucrarea mistică a pâinii și trupului Dumnezeu și sângelui Dumnezeu, ce spune? Cu adevărat Fiul Dumnezeu a fost acesta. Deci își manifestă pe deplin credința că acolo este vorba de dumnezeire. Ne întoarcem la femeile noastre care după ce îi cuprind picioarele și le sărută, ajungă în fața mormântului cu o singură grijă. Suntem neputincioase. Suntem noi 4-5. Maria lui Cleopa, Maria Magdalena, Ioana lui Huza, Salomea și cealaltă Marie fiind identificată într-o smerenie a Maicii Domnului care nu se laudă și nu vorbește despre fiul ei, ci stă rănită sufletește, pentru că trebuie să știți și acest lucru. În murmurul Golgotei, în noaptea răstignirii și pecetluirii mormântului, Fecioara Maria nu s-a mai dus acasă să tragă un somn sau să hodinească, să bea ceva sau să ia o capsulă de durere de cap. Cum spunem noi, sunt frântă, mă duc să mă revin. Nu. A stat acolo lângă Golgota până unde permitea perimetrul de pază al mormântului și a așteptat să treacă cele 3 zile nemâncând și nebând nimic. De aceea avem postul Sfintei Fecioare rupt din postul mare cu asprime și fără un de lemn, pentru că și ea s-a nevoit pentru fiul ei cu aceeași smerenie ca să îi arate și iubirea, dar să vadă și minunea. Și Maica Domnului stă acolo cu minte singură și tăcută și așteaptă actul divin al învierii. Și când vede îngerul coborând, și când vede lumină pe toată Golgota, și când vede piatra dată la o parte, se bucură în sinea ei, pentru că săgeată cu săgeată din inima ei este toate acele îndoieli femeiești pe care nici ea, deși era Maica lui Dumnezeu, nu știa tainele dumnezeirii. Deci Maica Domnului nu s-a erijat vreodată în cunoscătoarea tainelor lui Dumnezeu, ci găsim specificată în Scriptură de fiecare dată un singur lucru, scurt, frumos și la obiect. Maica Domnului asculta cuvintele, le păstra în inima ei adânc și cugeta în sine la ele. Vedeți ce frumos? Medita ce mai fi și asta. E o taină și aici. Ca pentru a nu greși, când Iisus mai pune anumite puncte de vedere sau limite, vedeți, Iisus în smerenia lui de Dumnezeu n-a accentuat niciodată preslăvirea Maicii sale. De exemplu, noi suntem tentați, uitați, asta e mama mea, asta e soacra mea, asta e soția mea, asta e soțul meu. Știți, ne facem prezentările. Nu. Iisus spune așa, mama mea și frații mei sunt cei ce fac voia mea și a Tatălui meu. Și tot Iisus Hristos spune așa, o femeie din popor, după ce îl cinstește pe Iisus pentru slava și toate minunile lui, spune, bun, fericit pânte ce te-a purtat, buni sâni, fericit sâni la care tu ai sub și ai ieșit un om atât de bine lucrat pentru Dumnezeu. Și ce răspunde Iisus? Așa este. Nu contest părerea ta, e părere omenească. Dar cei mai fericiți sunt cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu dacă îl păzesc și îl împlinesc pe el, pentru că mama mea aceasta a făcut de sunt eu ceea ce sunt și, și este ea ceea ce este. Aici vrea Iisus să scoată în evidență că atunci când te ancorez în mistica corectă, mi-a plăcut o expresie a cuiva care nu le are cu învierea, le avea probabil mai mult cu odihna sau cu somnul, a spus, da, mergeți toți în noaptea de înviere ca să vedeți învierea. Ce înviere să vedeți? Zice, niște cântări inventate de biserică pe care le repetă an de an, zice, ca o piesă de teatru. Și mă gândeam în sinea mea, ce ai putea să spui unui asemenea om pregătit cu neuronii pârliți în urma diferitelor eșecuri sociale care le vedem la tot pasul, când tu, mama ta are 50 de ani, te bucuri și vii cu flori, mama ta are 60 de ani, te bucuri, vii cu flori, mama ta are 70 de ani, te bucuri, vii cu flori, o cheamă Maria, i-aduci flori, o cheamă Elena, i-aduci flori, împlinește nu știu câți ani de la căsătorie, i-aduci flori. Adică noi ne cinstim și ne respectăm între noi pe anumite criterii cronologice, tocmai pentru a păstra frumoasa amintirea aceasta
și nu ne comportăm la nivel de făpturi necuvântătoare. A, s-a pierdut o pisică, iau alta, s-a pierdut un cățel, iau alta, am pierdut geanta, cumpăr alta, nu. Părinții noștri și după ce nu mai sunt, sau fiii noștri, sau rudele noastre, sau prietenii noștri, noi îi purtăm pururea în minte și permanent ne aducem aminte. Mă, ia să-i pun o lumânare, ia să-i dau pâine de pomană, ia să-l trec într-un pomelnic, ia să povestesc ceva de el. Simți nevoia de actualizare a prezenței lui. Și prin acea prezență, de fapt, nu faci altceva decât să-l aduci în cadrul în care te desfășori. Și biserica, remember, face de fiecare dată, an de an, toate evenimentele învierii, nu pentru a cânta noaptea și a sta lumea în picioare și a se obosi cu lumânări aprinse, cu miros de ceară, cu miros de tămâie, cu stresul nopții, nu. Facem acest lucru pentru că Hristos stă de față, așa cum îngerul ăla, cel mai interesat pe înger că a înviat Hristos. Gata, Domnule, s-a împlinit taina cerului, la revedere. Nu. Îngerul a rămas acolo la mormânt, din poruncă divină. Să vedem două idei despre el. Mi-a plăcut și n-am vrut să le vid pentru că m-am simțit dator față de el, că dacă el n-ar fi existat, noi n-am fi avut confirmarea divină a învierii. S-a făcut un cutremur mare, căci îngerul Domnului coborând din cer a venit și a prăvălit piatra ce ședea deasupra mormântului. Mi-aș pune următoarea întrebare și pentru dumneavoastră ca temă acasă. Asta îmi place tot timpul să folosesc ideea de temă, că omul gândește și dincolo de biserică, nu rămâne numai în spațiul liturgic. De ce s-a grăbit îngerul acela cu atâta forță și putere îngerească să prăvale acea piatră? Toți îngerii din cer știau că Fiul lui Dumnezeu s-a răstignit pe cruce și este pus în mormânt și trebuie să învieze. Fiind delegat îngerul să vegheze mormântul, și-ar fi dorit în splendoarea lui de înger să-l vadă pe Fiul Tatălui cum arată în calitate de om și cum arată un Dumnezeu chinuit de oameni. Dar n-a înțeles că acele chinuri nu se adresau lui Dumnezeu. Nu Dumnezeu a pătimit pe cruce. A pătimit ca Dumnezeu, adică desăvârșit. Dar nu dumnezeirea stă pe cruce, ci Fiul omului. Omul Dumnezeu. Deci Iisus Hristos, cel întrupat suvrem, chipul de rob, care de fapt ce suie pe cruce? Suie firea noastră omenească de care și-a bătut dracu joc în rai. Ca să-i o ducă lui Dumnezeu nealterată și spălată de păcatul adamic al neascultării. Iisus rabdă această ascultare până la sfârșit. Și îngerul ce spune? Feresc repede piatra până ce înviază să-l zăresc. El era de mult pe scaun cu Tatăl. Că așa ne spune cântarea. Adineau s-a cântat. În mormânt cu trupul, în iad cu sufletul, că avea și suflet, că era om, în rai cu tâlharul, era deja cuvântul Tatălui, pe scaun cu Tatăl umplându-le acela ce e necuprins. Și când îngerul cu indignarea specifică ferește piatra, efectiv, când pune mâna pe ea și o dă la o parte, piatra devine nematerialnică. V-am spus de atâtea ori să țineți minte acest lucru, pecețile rămân întregi neatinse. Asta este prima dovadă că acolo se petrece ceva dumnezeiesc. Eu nu pot să smulg aceasta de aici și să o mut fără să nu zgârii sau să fac ceva. Dar în momentul când puterea îngerească atinge materia și o transformă, materia devine ușoară ca un fulg și trece prin acele funii și peceți și ștampile romane care se puneau cu sigilii de ceară roșie și pecețile rămân întregi și piatra întreagă pe pământ. Asta i-a mirat și i-a uimit pe toți. Dar nu întâmplător a fost acest lucru. Tot din pronia divină, ca oamenii și iudeii și romanii să vadă că acolo se petrece o taină dumnezească pe care nu o vor mărturisi niciodată. Nu era interesul romanilor să facă vestită învierea, dar era interesul romanilor să-și rezolve. Ce? Conflictul dintre stăpânul lor, Cezarul, conflictul dintre stăpânii templului, arhierei, farisei și cărturare și sutașii care n-au putut gestiona bine mormântul. Și atunci ce au zis? Voi dați bani și spuneți că l-au furat, dar au omis ideea să smulgă pecețele, au omis să vadă ce e în mormânt, să vadă giulgiurile. Și s-a întâmplat și ceva și mai grav. Sutașul care era acolo și-a povestit, domnule, a venit un înger și a făcut treaba aceasta. Și iată ce spune despre prezența îngerului, că asta e cel mai interesant.
Înfățișarea lui era ca fulgerul. Ați văzut trăsnete pe cer noaptea? Ai putea să spui că el e un înger? Nu știi. Deci sclipea în lumini puternice. Îmbrăcămintea lui albă ca zăpada, deci se vedea că este dintr-o altă lume. Și de frica lui s-au cutremurat cei ce păzeau mormântul și s-au făcut ca morții. Adică au leșinat, ca să spunem, au intrat într-o stare de inconștiență. Atâta spaimă au avut, că atunci când îți apare ceva și te-ai speriat și cazi jos. Ei, această adormire se face pentru că cei neputincioși și necurați cu sufletul și cu mintea nu pot să vadă partea mistică a cerului. În schimb, când apar femeile, care erau total nevinovate, credincioase lui Iisus, bune ucenice, bune următoare a învățăturii lui Iisus, și-au venit și ele cu ploscuțele, cu amforele acelea din lut, cu mir să toarne, piatra dată la o parte și acolo, hop, un înger. Vă dați seama că s-au spăimântat, ne spune finalul Evangheliei, că au plecat în grabă cu atâta frică, dar și cu bucurie, nimic spunând. Adică, pur și simplu, pentru început și-au pierdut graiul. Dar pe parcurs au povestit ucenicilor cele ce au văzut, dar mai mult decât atât, nu cele ce au văzut, ci ceea ce au auzit. Și aici cuvintele vin din cer pentru a arăta că într-un mormânt gol se petrec taine dumnezești. Nu vă temeți, eu știu că pe Iisus cel răstignit îl căutați. Ei, închipuiți-vă că ați trecut dincolo de ușă și îngerul vă spune: bună ziua, bine ați venit la noi la biserică, mă bucur că ați stat la slujba vecerniei învierii. Ei, cum te simți? Odată îți sare sufletul din loc. Dar să fii dis de dimineață în răsăritul soarelui, singur pe vârful Golgotei, două, trei femei cu mir, și să vezi dita mai îngerul cu haine albe ca zăpada, cu fața albă ca lumina și cu chipul ca de fulger, cu înfățișarea lui ca de fulger. În momentul acela, el își continuă dialogul ca ceva firesc să le distragă emoția. Nu este aici. S-a sculat, precum a zis, și ca să vă convingeți, veniți să vedeți locul unde a zăcut. Uitați-vă. De ce cheamă să vadă locul? Cheamă să vadă locul pentru că acolo un mormânt era un trofeu al materialității pământești care demonstra că actul învierii este un act solemn divin. Învelit în momentul când moare după legea iudaică în toate cerșafurile acelea de in, în giulgiuri, cum se spune, dar noi spunem albituri, și turnat mir și aloie și smirnă și ce mai au adus Iosif cu Nicodim, acelea s-au făcut ca o carcasă, deci s-au întărit cu puroaie, cu sânge, cu tumefieri, cu limfă și cu toate acelea. Când s-au întărit, s-au făcut exact ca, cum ar fi ca coaja la ou, ca să spunem. Iisus, când a înviat, dacă a primit trup duhovnicesc, n-a mai avut nevoie să stea să desfășoare banderetă cu banderetă, bucată cu bucată, să iasă, să șteargă, să întindă. El s-a dus în slavă ca lumină, pentru că lumina ce țâșnea din mormânt era o parte din lumina lui Iisus. Dar nu era dat îngerului să vadă taine care nu sunt știute. Pentru că, așa spune, taina cea din veac ascunsă și din înger neștiută. Prin tine s-a arătat Născătoarele de Dumnezeu. Sau cum spunem noi, pe cuvântul întrupat, văzându-l pe Fecioara o fericim, că oamenii nu au putere să-L vadă pe Dumnezeu cu ochii deschiși, că ar muri. Ce se întâmplă? În momentul când ne arată Scriptura că giulgiurile erau singure deosebi, adică cea care învelise capul era cu forma capului grămăjoară, mai sunt câteodată pictate, uitați-vă și acolo sus, și celălalt, partea trupului, la fel, forma trupului e lăsată acolo. De ce? Tocmai ca să se demonstreze că n-a fost vorba de un furt sau de un act pământesc, de un fel de șmecherie, cum ar încerca să susțină mulți marxiști din ăștia sau ateiști, că totul este o înscenare, și să arate că acea înviere a fost una concretă, și atunci îngerul vine și dă detaliile care nu mai țin de pământesc. Spune așa: nu este aici. S-a sculat precum a zis. Veniți să vedeți locul. Dar mergând, spuneți ucenicilor că a înviat și va merge mai înaintea lor în Galileea. Dar în altă evanghelie, cealaltă a învierii, spune: nu mai este aici.
s-a dus în lumina cea pururea fiitoare, întru care nu încape umbră de schimbare. Deci este la Tatăl, nu mai căutați pe cel viu între cei morți. De ce v-am relatat ideea aceasta? Fiind întotdeauna graba slujbei de înviere, noaptea, conjorul, slujba de afară, slujba de interior, Sfânta Liturghie, pastorala, nu întotdeauna este timp de trecut în efect de amănunt asupra acestei Evanghelii și ea trece cu vederea, deși în baza ei stă de fapt toată temelia învierii. Un mormânt gol cu o piatră trecută prin peceți, peceți rămase intacte, lipite, cu sforile, cu toate ce avea, apoi giulgiurile singure zăcând, apoi îngerul care stă la mormânt și este ignorat de oricine. Îngere, ce povești sunt astea? Și totuși, acestea sunt argumentele pe care îngerul le aduce din cer. Este la Tatăl, s-a dus în lumina cea pururea fiitoare, s-a sculat, nu-l căutați între cei morți. Ei, aceste argumente întăresc solid puterea apostolilor, că ce spune? Că mergând ucenicile la apostoli, uitați ce spun. Ei n-au crezut. Deci ei n-au crezut lucrul acesta. L-au luat ca pe un gest de, hai mă, femeilor, lăsați, cum spunem noi astăzi, vrăjeală. Și s-au întristat. Primul gest de îndoială, știți cine îl trăiește? Maria Magdalena. Dezamăgită de atitudinea apostolilor, se întoarce singură în grădină. Iisus era acolo, se plimba liniștit pe lângă mormânt, pentru că știa că ea se va întoarce. Și Magdalena, Maria Magdalena Mironosița, se duce la el și întreabă așa: știi că au furat pe Domnul și nu știu unde l-au pus? De ce a spus acest lucru Maria Magdalena? Pentru că tot Ierusalimul deja era împânzit cu această expresie adusă de iudei care au dat bani ostașilor romani să împrăște peste tot asta. Spuneți că dând noaptea bani l-au furat și l-au dus și restul vă scăpăm noi. Dar să meargă această poveste tot înainte. Ca nu cumva după aceea rătăcirea cea de pe urmă, adică dacă ori mai crede ăștia și în înviere, să fie mai rea ca cea din tâi. Și Maria Magdalena, mergând prin oraș și interesând de, băi, cred că așa este, dacă așa spun ăștia. Păi cum poți tu, om pământesc, care te întâlnești cu Dumnezeu, îi cuprinzi picioarele și le săruți, să te lași convins, știți cum ar fi? Dumneavoastră a trăit anumite stări personale, în legătură cu Dumnezeu, citind un paraclis, sărutând o icoană, închinându-vă la moaște, spovedindu-vă, luând sfintele taine, ați avut un fior, o lacrimă, o căldură, ceva s-a petrecut în sufletul dumneavoastră care v-a făcut credincioși. Tu povestești cuiva lucrul acesta, hai mă, termină prostire, nu vezi că astea sunt analfabetisme, nu vezi că sunt de ev mediu, nu vezi că ești spălat la creier, nu vezi că ți-au spălat preoții mintea, nu vezi că citind Biblia te-ai deplasat mental, nu vezi că te-ai limitat, nu vezi că ai luat o raznă. Ei, exact așa pățește Maria Magdalena de la cei la care le spune, Domnule, da, am văzut mormântul, da, am văzut îngerul, dar ne-a spus așa, termină, Domnule, cu povești de genul ăsta, vezi că nu faci bine, te mai prind romanii și mai ieși bătaie. Terminați cu acest scenariu, nu mai discutați lucrul ăsta. Și se întoarce singură în grădină dezamăgită și dând de Iisus, chiar pe Iisus îl întreabă. Au furat pe Domnul și nu știu cum l-au pus. La această reacție Iisus, deși este blândețea întruchipată, eu sunt blând și smerit cu inima, se întoarce într-un gest de ofensă către Maria Magdalena și întreabă, Marie, ce faci? Ce-i cu tine? Și i-a recunoscut glasul. Învățătorule, numai că Iisus îi spune, gata, nu mă mai atinge. Îndoiala ta face distanță între mine și tine. Când ne-am întâlnit prima dată de dimineață și erați toate și ați cuprins picioarele și le-ați sărutat, atunci aveți credința că Hristos a înviat. Trecând deja puțin timp, ați început să vă îndoiți după sfaturile pământești. Atunci mergeți cu cele pământești. Și atunci Maria Magdalena se întoarce la apostol și le spune a doua oară că iarăși s-a întâlnit cu Domnul, pentru că de data aceasta, vorbindu-i Iisus personal, i-a strigat, Domnul meu și Dumnezeul meu, exact ca Toma l-a recunoscut. De asta am făcut paralela între Evanghelia asta și ce s-a citit aici în limbi, în toate limbile astea ale popoarelor. De ce vă spun lucrul ăsta? Ea de acum cu curaj se întoarce la apostol și spune, bă, lăsați prostile, uite, cu Domnul m-am întâlnit și am vorbit în grădină, gata, nu mi-ai vorba de îngeri, uite ce mi-a spus.
Și atunci a venit repede Petru și Ioan să vadă și ei mormântul, sau a plecat, Ioan a stat afară, Petru a coborât în mormânt și a văzut giulgiurile singure zăcând. Și atunci s-au dus și au spus și celorlalți, din nou, exact ce au spus mironosițele, mergeți în Galileea, că vă așteaptă acolo. Și ce frumos spune îngerul, spune și lui Petru, adică Dumnezeu deja, Iisus știindu-i rateul, eșecul de la gavata, de la casa arhiereului, când stătea lângă foc și s-a lepădat până la blestem, i-a spus, iartă-l că e om, să vină și el acolo, că e de al nostru, cum se spune. Gata, n-a putut depăși punctul, dar asta nu înseamnă că l-am lepădat de la fața mea. Și acum ajungem în mijlocul apostolilor, nu întâmplător, vedeți, în ziua cea din tâia săptămânii, când s-a înserat și fiind ușile încuiate unde erau ucenici adunați, trebuie să știți ce este în spatele acestei expresii. Mântuitorul în Joia Mare a spus așa, această pomenire a mea să o faceți în veacul veacului, adică frângând pâine și vin. Fiind duminica, ei s-au adunat să cineze, adică era spre seară. Și în momentul când ei au ajuns la binecuvântarea pâinii apostolei, exact cum a făcut Iisus, și Iisus a stat în mijlocul lor și a binecuvântat el liturghia lor. Era prima liturghie apostol după înviere, în ideea de a se întări cu bucurie și cu emoție de dorul și de dragul lui Iisus. Numai că Iisus de data aceasta pentru ei simte să facă altceva. Vedeți gradul de mistică și de vedere dumnezească pe măsura slăbiciunii sufletești a fiecăruia. Aici nu mai vine ca un lord, ca un divin, ca un împărat, ca un eliberat, pentru că el era ieșit din afectele pământești. Trupul lui era în slavă de acum. Ce face? Ia priviți voi mâinile și coasta mea. Adică convingeți-vă că eu sunt viu. Lăsați îndoielile. Toma tot nu crede și atunci Iisus Hristos este nevoit să-i mustre. Este încă o evanghelie, tot la unul din evangheliști, care ne spune clar, puțin credincioșilor, de ce vă îndoiți? Cel care se îndoiește aici asupra acestei probleme, el deja îi trimite la propovăduire, nu-i ține la asta degeaba, este Toma, nu care cumva să trăim cu impresia că Toma ar fi fost un marxist sau vreun ideolog din ăsta materialist dialectic sau vreun necredincios sau vreun nihilist. Toma nu era cu dânsii dintr-o oarecare problemă. Toma, fiind mai rebel din structură, a spus așa, eu totuși mă duc să văd ce-i prin cetate, nu putem sta așa, dacă totuși Iisus a murit, noi trebuie să luăm o atitudine, să vedem ce facem de acum. Și s-a dus să se convingă și el, ce spune unul, ce spune altul, ce spune altul, ce spune altul. Fiind în lipsă, când a venit și i-a găsit tot ploați și speriați și triști și abătuți și neputincioși și fricoși, i-a zis, a înviat Domnul? Da? Asta e atitudine de bucurie că a înviat Domnul? Așa arătați voi când ați aflat că a înviat Domnul? Ca și cum știi, ai făcut ceva, ai stricat acasă și fie că vine soțul și vede ce a greșit bărbatul sau bărbatul ce a greșit soția sau părinții ce au greșit copiii și întreabă, dar ce stați așa cu mine? Dar ce sunteți așa serios? Dar ce sunteți așa atenți? Dar ce sunteți așa ca la icoane? Păi na, știi, cum să-ți explic, s-a întâmplat o chestiune. Hai, zi ce s-a întâmplat ca să rezolvăm problema. A, lasă că nu-i nimic, gata, crește bucuria. Aici nu mai era bucurie. Aici era același stres. Pentru că toată lumea era îndoielnică în problema învierii. Și atunci, Toma, geamănul numit, ce spune? Ia ascultați. Am nevoie de o singură convingere, de povești ale voastre, mă îndoiesc. Să vină Iisus! Să-i pune o mână în cuie, să-i ating mâna în coastă, să pipăi, să văd că este și atunci voi crede. În povești nu mai cred pentru că văd atitudinile voastre. Adică trebuie să mergem pe concret. Concretul se petrece deci duminica viitoare, când veți veni la Duminica Domnului, când Domnul intră prin ușile încuiate și nu mai apucă să vorbească cu apostolii din nou pentru liturghie. De asta venea și binecuvântat. El era de față în pâine și în vin pe care era trupul și sângele lui. Și se adresează direct în cuvinte lui Toma, vin o să-ți pui mâna în coastă, vin o să-ți pui mâna în semnul cuilor, să fii credincios, nu necredincios. Lui Toma este de ajuns și a dat seama că Domnul era cu el, pentru că n-avea cine să știe treaba aceasta, că n-a avut cine să-i spună, că nu știau nici ceilalți că vine.
Și atunci ce spune exact ca Maria Magdalena? Domnul meu și Dumnezeul meu. Adică îi dă titulatura de Dumnezeu adevărat, om adevărat. M-am oprit asupra acestei probleme tocmai pentru a înțelege dumneavoastră că tainele acestea ale învierii nu sunt pentru minte de om, ci sunt pentru minte de înger. De aceea și Dumnezeu a rânduit ca un înger să vină să ne le explice, iar noi doar să le trăim. Evenimentul care l-ați văzut, sau acea citire în toate limbile a Evangheliei, este simbolul glasolaliei cu care se bat astăzi în piept frații noștri penticostali sau adventiști, care mai se cred vorbitori în limbi, în care se petrecea un fenomen extraordinar atunci după înviere și avem Evanghelia în Faptele Apostolilor, era imediat după pogorârea Duhului Sfânt. Când? Apostolii, după ce venise asupra lor Duhul Sfânt, s-au adunat la sărbătoare în Ierusalim și au ieșit să vorbească de Iisus. Și spune că a vorbit Petru în prima zi și s-au convertit ca la 3.000, a vorbit Petru a doua zi și s-au convertit ca la 2.000 și biserica creștea și se întărea cu Duhul. Dar ce este cu această glasolalie? Cine sunt apostolii în identitatea lor? Cine le-a citit curriculum vitae? Ioan, evanghelistul, ucenicul lui Ioan Botezătorul. Andrei cel întâi chemat, apostolul țării noastre, ucenicul lui Ioan Botezătorul. Petru și Andrei, fii pescarul lui Iona din Betsaida Galilei, săraci care coseau mreje și vândeau peștișori să ia pâine. Cine este celălalt? Iacov cu Ioan, că ei sunt frați, fiii lui Zevedeu. Cu ce se ocupau fiii lui Zevedeu? Prindeau pește de apă dulce și duceau la templu, la arhierei și luau un bănuț. Așa a și avut intrare Petru în curtea la Gabata, băgându-l Ioan și vorbind cu portăreasa. Lasă-l că-i prietenul meu, lasă-l să intre. Trebuia să intre, trebuia să împlinească o chestiune din Scriptură, așa a lucrat Dumnezeu. Deci ce erau apostolii? Niște pescari de oameni. Nu vorbim de translatori, nu vorbim de poligloți, nu vorbim de filologi, nu vorbim de oameni cu diplome speciale, nu vorbim de filozofi, nu vorbim de iluștri învățători sau ritori. Niște oameni săraci care l-au urmat pe Iisus și au urmat sfatul. Când să faci teologie, când să faci teologie cu asemenea oameni și să-i pregătești pentru o instrucție atât de mare? Și a suflat asupra lor Duh Sfânt și a spus: ce veți lega legat va fi, ce veți botezați în toate neamurile, în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, dar mergeți și învățați toate câte v-am spus eu vouă, nimic în plus. Și acum trebuiau să-i învețe. Și spune că era la Ierusalim, la sărbătoarea corturilor, parcă zice, și erau acolo și parți, și mez, și elamiți, și mesopotamieni, și greci, și evrei din toată diaspora, că ei veneau la sărbătoare, doar nu venea perșii să-i vadă ce fac evrei. Erau plecați în diaspora răspândiți și pentru că era centralizat cultul la Ierusalim de Iosia, pe la 600 și ceva, 20 sau până în 20, ei nu mai se duceau cum mergem noi, ne suim în autocar sau avion și mergem și ne închinăm la Sfântul Mormânt. Ei, așa mergeau și ei. Ei se duceau pentru sărbătoare direct să jertfească la Sfântul Mormânt. Cum islamul merge la Mecca. Ei trebuie să ajungă o dată pe an în viață la Mecca. Noi trebuie să ajungem o dată în viață la Ierusalim. Ei, în momentul când începe să vorbească apostolul, în limba lui normală, ebraica care o știa. Cel care era de alt neam și avea altă limbă, de exemplu, unii vorbeau grecește, unii vorbeau latinește, unii vorbeau alte limbi ale Pământului. Duhul Sfânt dăduse această putere apostolilor. Eu, de exemplu, vă spun bună ziua în limba română și între dumneavoastră sunt englezi. Ei aud bună ziua în limba engleză, greci în limba greacă, germani în limba germană, maghiari în limba maghiară. Înțelegeți? Se face o translație de cuvânt de la gura vorbitorului la urechea ascultătorului, în limba la care el trebuie să asculte. Astăzi lucrul acesta se face prin niște aparate speciale care se pun pe urechi, se numesc traductoare, și unul îți vorbește în limba engleză și toți aud în limba oficială cu care se vorbește, pentru că e de circulație. Ei, la apostol este mai performantă. Fiecare aude direct în limba lui, fără gramatică, fără fonetic, fără nimic. Limbă pură, curată, transmisă direct în ureche. Acest lucru îl poate face numai Duhul Sfânt. Ca să țineți minte și acest lucru, de ce ați văzut acest eveniment frumos și important astăzi. Sărbătoarea Paștelui sau a Învierii ține încă a doua și a treia zi,
pentru că așa este și proverbul popular, orice minune ține 3 zile, după aceea ne mai apucăm și de treabă, dar trebuie să știm că vom sărbători sau vom cinsti din nou tot evenimente și martorii ai învierii, după aceea vom cinsti ziua sau vom cinsti întâmplarea euharistică a lui Luca și Cleopa pe drumul Emausului și așa încheiem de acum pe urma Duminica Mironosiților, Duminica Tomii, până ce ajungem la sărbătoarea Înălțării, timp în care 40 de zile Hristos se arată de mai multe ori ucenicilor și îi pregătește de marea artă a cuceririi oamenilor, făcându-i din pescari de pește pescari de oameni. Amin și Hristos a înviat.